În peisajul IT din România, TotalSoft creează astfel o notă, o tușă distinctă. Și de ce spun asta? Pentru că peisajul la care mă refer, evident, este într-o proporție considerabilă ocupat de activitățile de externalizare, offshoring, nearshoring din afară în România. Lucru care este foarte bun și important, însă, evident, este vulnerabil la schimbările pe plan global, la noile trenduri. Ori o a doua chestiune care se pune aici este că dacă avem companii care se creeze proprietate intelectuală, aceste companii creează locuri de muncă stabile pentru industria de software din România. Și lucrul ăsta este remarcabil și, pe de altă parte, el, acest lucru creează, ajută în același timp la absorpția noilor tehnologii prin faptul că TotalSoft, cu noile produse, cu toată paleta de componente ale suitei Carisma, prin faptul că înglobează tehnologii precum cloud, ajută la absorpția acestor tehnologii. Asociația Națională de Software, în care am avut plăcerea să-l cunosc pe domnul Dan Drăgan, cred că acum 7 sau 8 ani, pe când era președinte, militează pentru încurajarea, stimularea dezvoltării de proprietate intelectuală în România, pe lângă celelalte laturi, cum ar fi stimularea, ajutarea activităților de outsourcing, dar și training și adoptarea noilor tehnologii de către membri. În momentul de față, asociația are peste 100 de membri. Nu vă ascund faptul că ultimii 2 ani au fost deosebit de grei, dar prin implicarea activă a companiei TotalSoft în activitățile curente ale asociației, am reușit să trecem peste perioada de criză și în momentul de față considerăm că avem o strategie coerentă, avem membri foarte puternici și în felul ăsta reușim să facem față provocărilor care sunt în continuare și care sunt în general legate de noile trenduri tehnologice, așa cum spuneam, cloud, social networking, big data și așa mai departe.